Bună seara. Felicitări pentru transfer. Salut. Am văzut că s-a oficializat, sunt și Ovidiu Herea și Pandi, s-a oficializat trecerea lui Grameni. Ce amănunte ne poți da și de când se lucrează la transferul ăsta, Vio? Salutare. Ceau, Vio. Am avut o săptămână nu complicată, foarte complicată. Mm-hmm. Încărcată, dar în același timp aia satisfacție când la finalul ei se întâmplă lucruri pozitive și chiar mă bucur că am reușit să transferăm pe Grameni. Mm-hmm. În afară de Grameni am mai reușit să transferăm un mijlocaș central de mare calitate, un norvegian. Tobias Christensen. Tobias Christensen, da. Mm-hmm. De la Feherban. Da. Costa Mor. Da. Un stângaci și un jucător de legătură de ultimă pasă. De asta și Grameni sunt doi mijlocași care cred că ne vor ajuta foarte mult. Aveam nevoie în compartimentul median de astfel de mijlocași care să facă legătura și să aducă mingea în față, să dea un echilibru, în primul rând, din punct de vedere defensiv, după care, normal, să pună în evidență atacanții și jucătorii din compartimentul ofensiv, prin pasele lor. Ambii au această calitate, și Grameni și Christensen, să facă acest lucru. Christensen, am văzut că e și marcator, dar sezonul trecut dă 9 goluri și 7 pase decisive. Foarte multe goluri marcate, un jucător care vine foarte bine din spate, îi place finalizarea, înscrie goluri, ceea ce e foarte bine, pentru că eu nu mi-aduc aminte la Rapid de un mijlocaș în ultimul timp să marce goluri. De la Herea încoace. Să termine acțiuni cu șuturi la poartă. Totuși, nu este interzis că mai șutăm la poartă din când în când, mai ales când ești mijlocaș. Andy știe despre ce vorbesc, a fost un astfel de mijlocaș care mai șuta la poartă și șuta foarte bine. Da, mai dădea și Pandi din când. Mai dădeai Pandi, din când în când mai prins. Era o super mijlocaș. Avea calitate deosebită, viziune, știa să dea o pasă filtrantă, știa să dea o diagonală, știa să te pună în evidență, dar dacă știa să termină acțiunea. Încă știe, lasă că am văzut acum, am văzut meciul vostru, da, nu mai are zvâcul ăla, nu mai pleacă primii metri, dar după aia când da, e acolo... Da, zvâcul s-a dus de mult la Vio! Bun, acum, deci, Grameni, Christensen, revenim la ei, vreau doar să terminăm lista de achiziții în J, Clinton în J, sper să fi pronunțat corect, vine când vine, ce vești sunt? Este București deja, a ajuns astăzi, a fost așteptat la aeroport de către delegatul echipei Voicu, okay. A dus la hotel, mâine va face viza medicală, uh-huh. Și în funcție de rezultatele vizei medicale vom vedea ce se va întâmpla. Este un anumit inconvenient vis-a-vis de acești extracomunitari, el este cameronez și demersul pentru obținerea dreptului de muncă e destul de nevoios și lung. Voi cum stați cu extracomunitarii în lot? Durează cam la 2 luni de zile pentru a fi obținut permisul de muncă. Oh! Deci, da. Deci Clinton în G, chiar dacă vine acum, el de-abia peste 2 luni va putea să joace? Asta e un mare inconvenient. Și normal că vom vedea ce se va întâmpla, dar... Adică îi găsiți mâine ceva la... Noi suntem optici și vom vedea. Nu-i găsiți mâine o mătușă de undeva, de prin o Franță, o ceva? Dacă nu și-a găsit el până acum, găsim noi în România. Cred că și-a găsit el mai multe mătuși. Da, Vio, din ce spui... Problema asta a permisului de muncă ar putea să vă determine totuși să nu-l semnați dacă vedeți că nu se poate să-l folosiți cât de curând? Nu pot să mă pronunț în acest moment. Este un jucător foarte valoros, un jucător cu un CV impresionant, un jucător care a fost format în Franța. Știu ce înseamnă formarea jucătorilor în Franța. Am jucat acolo. El a început la Lyon, după care a fost transferat pentru suma de 17 milioane la Tottenham. Nu a stat prea mult, un an de zile, dar s-a întors înapoi la Marseille, unde a jucat foarte, foarte bine.
i-a stârnit interesul lui Dinamo Moscova. A plecat 3 ani la Dinamo Moscova, iar ultimii 2 ani de zile a jucat la Sivasspor. A fost adus precum un star la Sivasspor și chiar a făcut-o foarte bine. Este un jucător experimentat, o bandă de care noi avem nevoie, un jucător de dezechilibru, un jucător cu picior stâng, parcă, nu? Nu, drept. Drept? Ok. Da, folosește și piciorul stâng foarte bine. Oricum, un jucător care are mare experiență și avem nevoie de asemenea jucători. Ok. Acum vom vedea ce se va întâmpla. Este, într-adevăr, destul de complicat, mai ales pe extracomunitare au fost și anumite probleme din acest punct de vedere, dar înainte era un alt sistem, de când s-a introdus sistemul online, este mult mai complicat. Ok, spune-mi, voi cum stați cu extracomunitarii în lot? Adică ar trebui să scoateți pe cineva ca să-l băgați pe NG? Nu, stăm bine, e ok. E ok, n-aveți probleme. Nu, avem 2 stârbi și un kosovar. Ok, cu Bopenza se mai întâmplă ceva? Pricep că l-ar fi, e adevărat că l-ar fi determinat și Mudică să vină totuși în România și să nu la Zamalek în Egipt? Suntem în discuții foarte avansate. În momentul de față așteptăm ca el să-și pună viza în Nigeria, pentru că numai acolo există cel mai apropiat, nu, consulat, ambasada României în Nigeria, pentru că în Gabon nu este așa ceva. În momentul în care își va pune viza, eu știu că va veni în România pentru a discuta și a face toate procedurile necesare și a-l semna. Ok, deci practic Zamalek a rămas cu, nu cu buza umflată, nu știu cum să zic. Le-ați luat fața celor de la Zamalek. Nu știu cum a rămas, deși am auzit foarte multe... Că Zamalek l-a prezentat deja, de asta mă mir, știi? Iar, că... bine, nu mă iau după astfel de rumori. Știți cum de multe ori sunt diversiuni și anumite lucruri influențează poate jucătorul sau pun anumită presiune pe el și pe agenți ca să distragă atenția. Dar hai să vedem ce se va întâmpla și cu Bompenza, un atacant de astfel foarte valoros, un atacant de mare calitate, un picior stâng excelent, a marcat goluri cam peste tot unde a activat, un jucător cotat foarte bine și în momentul de față are o cotă de vreo 5 milioane pe transfer market, dar încă lucrurile nu sunt clare în privința lui și el... va avea cam același statut precum Îngier, ești el gabonez, extracomunitar, aceleași demersuri, trebuie făcute și pentru el aceeași procedură, pentru permisul de muncă, durează cam același timp, o lună de zile. Vom vedea. Fai de cap.